Iată că a venit timpul să fac un nou clip cu colecția mea de machiaje. De data aceasta, să știți că e o colecție mult mai mică. Se află în acest dulăpior. Este un dulap Alex cu 5 sertare. Și să începem cu primul sertar. Știu cât de bine se va vedea. Aici am loțiunile, am spray-urile de curățare a pensurilor, am demachiantele, am șervețelele demachiante, am câteva primere pentru ochi și pentru față noi, iar aici am pensetele și, bineînțeles, o oglindă mică și spray-ul de fixare a machiajului. În al doilea sertar, aici am primerele pentru față, am două mini beauty blendere pe care încă nu le-am folosit. Aici am tot ce înseamnă concealer, corector, highlighter pentru față. Aici am crema de la Embryolisse și fondurile de ten. Am fonduri de ten de la Sisley, de la Makeup Forever HD. Am și un infallible de la L'Oreal pe care încă nu l-am încercat. Lancôme, Ten Miracle. Makeup Forever, am Clinique, am aici pudrele care le folosesc pentru highlight și pentru față, am Sisley, Maybelline, Banana Powder, am câteva testele de la Lancôme, Dior și așa mai departe. Bineînțeles, aici am câteva pensulici care nu le folosesc, le țin așa mai mult de... Sunt tot felul de kabuki de la Bare Minerals, Christian Dior, Essence și așa mai departe. Și aici în capăt am o bentiță pentru păr. Acesta este cel de-al doilea sertar. În cel de-al treilea sertar, după cum puteți vedea, am un portofel. Acesta este portofelul de la Makeup Forever, în care am doar creioanele pentru ochi. Am încercat totuși să le pun pe categorii. Aici am tot ce înseamnă creioane contur de buze. În această gentuță am toate fardurile pentru ochi stil creion. În această cutiuță aici am rujuri și glosuri. Iar aici am tot ce înseamnă eyeliner, mascara și produse pentru sprâncene, în care le-am pus în această poșetică să fie mai ușor. Și aici am primerele pentru ochi, Urban Decay, MAC și ascuțiturile. Mai am trei pensule care încă le-am spălat și încă nu le-am băgat la folosință. Am aici iluminatoarele, am Bobbi Brown, The Balm. Asta este un produs, un trio de la Sephora. Am un iluminator cremă de la NYX, am o pudră bronzantă de la Makeup Forever și încă un iluminator de la Makeup Forever. Iar aici am blush-urile de la Too Faced, am două de la Sleek, de la NYX, Sephora și de la Sila. Genele mele, aici am și adezivul pentru gene, cel de la Makeup Atelier Paris, pe care îl folosesc și îmi place foarte mult. Și acum să trecem la... Cam astea în mare ar fi machiajele pe care le folosesc pentru machiajul de zi cu zi, dar mai am câteva produse în acest sertar. Aici am produsele de la MAC pe care nu le-am folosit, am câteva pensoane pe care nu le folosesc, câteva palete de machiaj de asemenea pe care încă nu le-am folosit. Am paleta de rujuri pe care mi-am creat-o singură. Am băgat-o într-o paletă de la MAC cu inserții de la, tot de la MAC și mi-am creat această paletă. Am centura pentru pensule. Aici totul și în această cutie am primere și produse creme pe care nu le folosesc deocamdată, sunt noi. Iar aici, în ultimul sertar, în cel de-al cincilea, avem aici am tot ce înseamnă creme și farduri cremă, în această poșețică și monouri.
Am paletele de machiaj, Naked 1, 2 și 3. Am paleta Everything Nice de la Too Faced. Am o paletă de la Alvarez, în care am câteva produse. Nu sunt foarte multe. Natural Matte de la Too Faced. Slick-ul, pe care l-am primit cadou de Crăciun, Naked Basics, îmi place foarte mult și îl folosesc cu mare plăcere, câteva fortulețe de la Nocibe, paleta de la Makeup Atelier Paris T22, o paletuță pe care mi-am făcut-o de la Makeup Forever și, bineînțeles, aici am paletele în Makeup Forever, în palete de Makeup Forever am Morphe brushes, am o paletă întreagă de Makeup Forever, am MAC și, da, se pare că s-a întrerupt. Dar cam astea sunt produsele, cam atât mai am din tot ceea ce am avut. După cum v-am mai spus, nu mai folosesc atât de multe produse pentru că și nu vreau să mai cumpăr produse pentru că expiră și e păcat să le arunc. Cam asta a fost colecția mea de machiaj. Dacă vă interesează ceva anume, vreți să vedeți un, nu știu, colecția de creioane, de rujuri sau de palete de machiaj, să-mi lăsați un mesaj și așa știu să fac mai multe. N-am vrut să lungesc prea tare acest clip pentru că n-are rost să vă țin prea mult. No, cam asta este și, ca de obicei, până data viitoare, vă doresc să fiți frumoase, sănătoase și nu uitați să zâmbiți tot timpul pentru că zâmbetul face minuni sufletului. V-am pupat! Pa, pa!